Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Vorbim despre Siria. Vedeți că își încoardă mușchii acolo în zonă unele din marile puteri. Președintele american Donald Trump a ordonat unei formații, unui portavion împreună cu vasele aferente să se deplaseze spre Siria. A plecat dintr-un port din America. De asemenea, în Marea Mediterană sunt două distrugătoare americane plus alte nave de război franceze. Rușii au bază în Siria. Și parcă toți au poftă de război, toți au chef de război acolo, inclusiv președintele sirian. Spunea cineva că odată la 70 de ani se întâmplă câte o buclă din asta așa de război, sperăm să nu fie acum. Vorbim despre ceea ce se întâmplă în Siria. Avem legătura telefonică cu domnul Ninel Lazar, misionar și evanghelist. Vorbim despre situația din Siria. Ce părere aveți? Ar trebui să ne îngrijorăm? Da, ori de câte ori intervine un război sau există potențial de război în care sunt implicate marile puteri ale lumii, vorbesc de marile puteri militare, sigur că este un prilej pentru cei credincioși nu atâta să se îngrijoreze, aș zice eu, pe cât să se roage. Pentru că evident că orice război, cu excepția războiului spiritual, orice război aduce cu el nenorociri, dezastre, durere, suferință, sărăcie și e suficient să ne uităm la războaiele din ultimele, eu știu, poate câțiva ani numai și să vedem ce au lăsat în urmă. Vedeam de ună zi o fotografie din Afganistanul din 1960 și din Afganistanul de astăzi și este uluitor să vezi diferența de stare socială, de eu știu, dezastre pe care le-a provocat războiul și... Era mult mai bine în 1960? Poftiți? În Afganistan era mult mai bine în 1960? Da, în 1960, dacă vă uitați, o să vedeți că oamenii, femeile nu purtau burca, nu era niciun fel de problemă în ceea ce privește libertățile civile. E o situație complet diferită. Ceva la fel se întâmplă în Siria și Siria era o țară foarte înfloritoare, cam 23 de milioane de oameni, dintre care aproximativ, mă rog, cifre neoficiale, cifrele oficiale sunt puțin mai mici, dar cifre neoficiale vorbesc de morți între 1 milion și 2 milioane, plus vreo 7 milioane plecați, refugiați, deci din 23 de milioane până pe la 10 milioane afectați într-un fel sau altul de acest război care nu se mai termină deja de 7 ani. Da. Din nefericire este o situație politică în care sunt niște ambiții la mijloc. A fost ambiția Occidentului de a-l da jos pe Bashar al-Assad de la puterea Siriei pentru că a abuzat de puterea lui, dar în această luptă Occidentul a ratat să observe influența Rusiei și puterea Rusiei în susținerea lui Bashar al-Assad. De ce? În spatele acestui joc se află contracte de bani grași de vânzări de armament. Rusia, ca orice mare putere, are nevoie să-și înnoiască arsenalul din când în când și la fel ca și alții de altfel și au nevoie de clienți pentru așa ceva. Or, Siria este și a fost un partener tradițional al Rusiei în ce privește comerțul cu armament. Foarte interesant, spunea un jurnalist de la Adevărul că prin faptul că Trump intenționează să retragă Statele Unite din Siria, prin această intenție deschide porțile Orientului pentru triada Rusia, Iran, Turcia. Cum vedeți din punct de vedere biblic? Biblia are o profeție foarte clară în Ezechiel 38-39 când vorbește despre războiul de la Armagedon. Credeți că se poate întâmpla în acest moment așa ceva? Iranul, forțele Iranului sunt foarte aproape de granițele Israelului și lucrurile se desfășoară în proximitatea Israelului în acest moment. Da, acum, istoric vorbind, dacă este să ne uităm din 48 încoace de la independența Israelului, totdeauna a fost așa situația. Adică totdeauna Israelul a avut vrăjmași în preajma lor și asta nu pentru că a vrut cineva să-i, cum să vă spun, deci, asta este conjunctura de acolo, de la Iacob și Esau, lucrurile așa s-au derulat de-a lungul istoriei omenirii. N-ar trebui să ne surprindă pe noi că auzim constant de noi eforturi de a face alianțe, de noi amenințări la adresa Israelului. Asta e o chestiune care s-a întâmplat istoric dintotdeauna. De aceea, încă o alianță posibilă, încă o încercare de a forma acolo poli de putere și poli de amenințare militară, când de o parte, când de cealaltă, nu e nimic surprinzător, părerea mea. Adică, așa cum văd eu, politic vorbind și militar vorbind lucrurile. Acum, din punct de vedere biblic,
Situația este în felul următor. Eu consider că ar trebui ca să ne uităm la evenimentele care se întâmplă în istorie și să le privim prin lentila scripturii și nu invers. Adică ne uităm la evenimente din istorie și să le căutăm repede un corespondent în scriptură. Asta e un lucru și o boală grea pentru mulți creștini, anume să interpreteze Biblia prin intermediul istoriei și nu invers. Dar sigur că nimic din ce se întâmplă în lumea aceasta nu este lipsit de importanță în ceea ce privește aspectele profetice, aspectele escatologice. Domnul Iisus ne învață că către sfârșitul lumii, situația atât a lumii se va înrăutăți, dar cred că ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze pe noi mai mult, că situația fidelității creștinilor față de Evanghelie, a implicărilor, dragostea lor pentru Domnul Iisus, pentru Evanghelie, se va răci. Din punctul meu de vedere, acest semnal al răcirii dragostei credincioșilor este unul mai alarmant decât simplul fapt că Israelul ar putea fi atacat de diverse națiuni, că ar putea avea de-a face cu Armagedonul sau nu, fizic sau spiritual. Asta e un aspect secundar. De ce? Pentru că noi știm că profeția biblică se împlinește. Pe noi ne interesează nu atât, cum să zic, lumea aceasta, pe cât ne interesează să-L onorăm, să-L cinstim, să-L glorificăm pe Domnul Iisus, predicând Evanghelia, trăind o viață curată, ducând reputația Lui, dacă vreți, și vestea Lui bună până la capătul pământului. Și atunci eu aș fi mai îngrijorat cu privire la starea bisericii decât cu privire la starea conflictului din Israel. Vă repet, nu este un element de noutate ce vedem acum. Sigur, armele sunt diferite, lucrurile sunt diferite, dar circumstanțele concrete spirituale și politice nu sunt noi acolo în Israel. De aceea, nu mă surprinde. Cred că este o dovadă de echilibru să, într-adevăr, să nu ne îngrijorăm, pentru că ce ne învață Biblia este să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, dacă exact. Ne concentrăm acum pe subiectul Israel și Siria și ce se întâmplă în zonă. Pe de altă parte, nici nu trebuie să ne trăim viața de credință uitându-ne la știri. Dar este o dovadă de echilibru, așa cum spunea, cred că Spurgeon, nu mai știu cine spunea, să citim Biblia într-o mână și având totuși și ziarul în cealaltă mână, sau mă rog, ceea ce se întâmplă în lume, adică să fim înțelepți în privința lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru. Nu că ar trebui să ne rugăm mai mult atunci când își încoardă mușchii și, apropo, chiar spunea președintele Rusiei, Vladimir Putin, spunea orice rachetă trasă spre Siria va fi doborâtă și va fi doborâtă și nava de pe care vor fi lansate aceste rachete. Deci e o amenințare foarte clară și, cum spunea și la început emisiunii, așa parcă li s-a urcat războiul la cap, parcă au chef de luptă toți, așa o retorică foarte belicoasă din toate părțile. Dar este o dovadă de echilibru să le vedem în ansamblu lucrurile. Și viața noastră personală, și inima noastră, și trăirea noastră de credință, și viața bisericii, dar și ceea ce se întâmplă în lumea în care trăim. Deci, cum vedeți lucrurile? Ce credeți? Au mai fost, într-adevăr, exact așa cum spuneți, Israelul a fost atacat, acum nu este atacat Israelul, acum este Siria măcinată de 7 ani. Ar trebui să ne îngrijorăm? Nu, nici de cum. Eu cred că ar trebui să ne gândim, să ne ridicăm privirile spre cer, așa cum spunea Domnul Iisus, că în momentul în care auzim vești de războaie și așa, să ne înălțăm privirile către sus. De ce? Pentru că aceste lucruri care se întâmplă fiecare zi din istoria, din istoria lumii, îl aduce pe Domnul Iisus mai aproape în ceea ce privește a doua venire a Lui. De aceea, pentru noi, pentru orice credincios adevărat, care are siguranța mântuirii Lui, n-ar trebui să fie acesta un element de îngrijorare. Ar trebui să, într-adevăr, cum am mai spus, să ne rugăm, să insistăm în ceea ce privește soliditatea și seritatea umblării noastre cu Dumnezeu, să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, sigur, este un lucru, o încurajare scripturală, și dacă putem face ceva în ceea ce privește influența pe care o avem, eu știu, puterea de decizie, fiecare în locul lui, dacă putem face ceva pentru a opri astfel de conflicte, cred că ar trebui să o facem. Acum, Donald Trump fiind ales președintele Statelor Unite cu un sprijin larg al credincioșilor din Statele Unite,
Cred că asta va fi și un test în ceea ce privește, eu știu, felul în care el va răspunde solicitărilor din partea comunității evanghelice, care are o voce importantă în Statele Unite, cu privire la, eu știu, escaladarea conflictelor acolo. Nu trebuie să ne ferim de a afirma faptul că de multe ori dânsul acționează într-un fel neînțelept, instigând la violență, instigând la acțiuni care sunt, care pot să îmbrace inclusiv formă militară. De aceea cred că ar trebui să ne rugăm și pentru dânsul ca să capete o înțelepciune de a încerca să rezolve lucrurile pe cât este posibil pașnic. Războiul nu este niciodată un lucru bun și cred că în anumite circunstanțe poate fi necesar pentru a elibera popoare de sub opresiunea unor dictatori, cum e în Coreea de Nord, de exemplu, pentru a îi apăra pe cei sărmani. Dar m-am bucurat când zicea, Donald Trump zicea, când se înjurau reciproc în presă, el împreună cu președintele Coreei de Nord, spunea, da, mi-aș dori să stăm să mâncăm un McDonald's, un hamburger împreună, decât să ne jignim în presă și, da, jignirile au devenit deja limbaj la nivel de stat. Apropo, cred că purtătorul de cuvânt al Kremlinului spunea, Moscova nu poartă o Twitter-o-diplomație, adică cu mesaje pe Twitter, așa, sau pe Facebook. Dar m-a bucurat faptul că Donald Trump a fost înclinat spre a face pace cu președintele Coreei de Nord, cu care probabil se va întâlni în mai sau în iunie, cu toate că a fost foarte ferm cu el. Ceva de genul acesta mi se pare că se întâmplă și aici în Siria, este foarte ferm cu ceea ce se întâmplă în Siria, dar totuși parcă astăzi cel puțin și-a îmbunătățit puțin tonul și a spus nu există un plan exact de atacare a Siriei, dar pentru faptul că a fost acel atac cu gaze chimice asupra populației nevinovate, despre care rușii spun că nu este adevărat, dar Occidentul spune că este adevărat, spune cineva trebuie să plătească. Undeva este la mijloc. Dar aș încheia discuția noastră cu cuvintele scrise de profetul Ezechiel în capitolul 38, unde spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată am necaz pe tine, Gog, domnul roșului, meșecului și tubalului. Te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci, te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia. Pregătește-te deci, fii gata tu și toată mulțimea adunată în jurul tău, fii căpetenia lor. După multe zile vei fi în fruntea lor, în vremea de apoi vei merge împotriva țării, ai cărei locuitori, scăpați de sabie, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, ceea ce s-a întâmplat cu Israelul, care multă vreme fusese răpustii. Dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi liniștiți în locuințele lor. Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara, tu cu toate oștile tale și multe popoare împreună cu tine. Este interesantă această profeție, dacă se va împlini literal sau este vorba despre altceva, dar din câte se pare, din ce am citit, din scrierile multor comentatori ai Bibliei, se pare că lucrurile acestea se vor împlini literal. Nu spun că astăzi, sper să nu ia cineva, că astăzi sau în această vreme se vor împlini aceste lucruri, nu știu când se vor împlini. Sunt două interpretări aici, că este vorba doar de o parte spirituală, alții de o parte fizică. Nu știm când se vor împlini, dar este o dovadă de înțelepciune să luăm aminte la tot ce scrie Biblia. Cum vedeți această profeție din Ezechiel? Da, eu văd lucrurile mai degrabă către dimensiunea spirituală și spun asta pentru că, în esență, cred că înțelegerile noastre escatologice sau privitoare la sfârșitul lumii trebuie să fie supuse teologiei biblice și nu invers. Ce vreau să spun prin asta? Prin asta vreau să spun că atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește ucenicilor lui aflați pe drumul către Emaus și le spune că toată istoria biblică avea ca țintă pe el și jertfa lui și împărăția lui și așa mai departe, cred că lucrul acesta ar trebui să ne alimenteze și în felul în care noi înțelegem profețiile biblice. Ele se împlinesc literalmente în Domnul Iisus Hristos, nu literal toate, și au un înțeles simbolic de aceea culminarea istoriei deja a avut loc în Domnul Iisus Hristos. Lucrurile sunt rezolvate. Soarta istoriei lumii este rezolvată deja în Domnul nostru Iisus Hristos. Chiar dacă, din punct de vedere fizic, sigur trebuie să fim realiști și să recunoaștem că nu toate lucrurile sunt încă rezolvate. Da? Fizic vorbind, toate vor fi rezolvate la revenirea lui. Însă,
Din punct de vedere spiritual, noi știm că cei care sunt născuți din nou, cei care sunt înviați împreună cu Hristos, Efeseni capitolul 2, sunt și așezați împreună cu Hristos în lucrurile, în locașul ceresc, în lucrurile cerești. Ei deja au moștenirea cea veșnică. Prin urmare, pentru un credincios, aceste lucruri n-ar trebui să-l pună pe gânduri și să le trateze ca și cum, dacă se va întâmpla un conflict militar în Siria, în Israel sau oriunde în lume, de altfel, numai peste graniță, în Ucraina, a fost conflict militar și încă nu este stins și se poate întâmpla oricui, oricând, n-ar trebui să ne alarmeze, ci ar trebui să ne pună pe genunchi, ar trebui să ne ridice privirile în sus, să privim către Domnul Iisus și să așteptăm cu bucurie revenirea Lui, pentru că știm că acea revenire va fi o revenire cu pace pentru cei care sunt împăcați cu El și cu distrugere veșnică pentru cei care s-au opus Lui și nu și-au plecat genunchiul înaintea Lui, acum cât încă este timp. La final, eu așa văd lucrurile, le văd mai degrabă în direcția aceasta unei înțelegeri spirituale. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune, mai avem un minut din emisiune, să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și mă bucur de acest mesaj de pace și de liniște, chiar într-o lume tulburată în care trăim. Haideți să ne rugăm! Da, mulțumesc! Doamne, Dumnezeul nostru, îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru bucuria și pacea pe care o avem în inimile noastre cu privire la acest măresc conflict spiritual care se găsește în lumea aceasta. Îți mulțumim că cu adevărat putem fi bucuroși, fericiți, liniștiți, că soarta noastră este în mâna Ta. Și Tu, Cel care ești Împăratul cel veșnic, Cel care ești Regele regilor și Domnul domnilor, Tu ești stăpân peste istoria aceasta. Tu schimbi împărat și împărății, Tu zdrobești, Doamne, lanțurile de fier ale păcatului, dar zdrobești și dictatori și împărați, oameni puternici care s-au îngânfat. Și am văzut în istorie, Doamne, cum ai făcut lucrul acesta. Am văzut în propriile noastre vieți cum ai zdrobit lanțurile robiei. De aceea îți mulțumim pentru că cu adevărat avem promisiunile Scripturii în care putem să le credem și în care ne adăpăm de unde ne luăm liniștea și siguranța noastră. Te rugăm acum ca Tu să veghezi și peste pacea Ierusalimului, Doamne. Te rugăm ca aceste forțe care se încleștează acolo în apropierea Israelului, Doamne, să fie date de rușine, să fie slăbite vrăjmașul, să fie îngenuncheat, Doamne, și cauza Evangheliei să înainteze și în acele ținuturi, în acele popoare, Doamne, în zonele acelea unde ISIS și Islamul par să facă prăpăd, Doamne, așa cum spune Scriptura, că acolo unde nelegiuirea abundă, harul să abunde și mai mult. Te rugăm pentru acest lucru, te rugăm pentru pacea Ierusalim, pentru convertirea Israelului, Doamne, te rugăm pentru convertirea celor dintre musulmani care sunt socotiți dintre aleșii Tăi și noi așteptăm cu mulțumire și cu pace, cu bucurie revenirea Ta. În numele Domnului Iisus te rugăm și îți mulțumim. Amin. Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul Liner Lazar, misionar și evanghelist. Am vorbit despre situația din Siria, ceea ce se întâmplă acolo, așa cum spuneam, o armada de vase americane se îndreaptă spre coastele Siriei și își încoardă mușchii și rușii și americanii și iranienii și chinezii sunt implicați acolo și sirienii, evident. Dumnezeu să aducă pace. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.